și... Bă, vezi că buni! Lipite de banda dublă și după aia momentul mult, mult, mult așteptat, băgat în priză, stingerea luminilor și să vedem cum s prind norii și ies. Frumos, vreau să vă lumini. Albastre, galbene, roșii. Bă, ce abia aștept să-l bag în priză. Îi păi dau foc. Gata, dai. Salutare echipa și bine ați venit la un nou super episod! Data trecută am cumpărat de 1000 de lei produse de pe Temu și cel mai scump și cel mai scump produs de acolo, din toate cele 13 produse pe care le-am avut, sunt acești norișori. Ia uitați numai aici ce avem. Norișori de gaming, de, de cameră de gaming și așa mai departe. Avem acestă, această vată care a costat 350 de lei. 350 de lei pe niște vată, pe o bandă dubla adezivă și pe niște lumini RGB. Acum, planul e în felul următor. Pentru că am făcut 1000 de like-uri, știți cum? Episodul trecut v-am zis că dacă facem 1000 de like-uri, acești norișori o să-i punem pe tavan. Ați nenorocit butonul ăla de like acolo și am strâns în două ore, așa că în episodul de astăzi, acești norișori vor ajunge fix în acel colț de acolo. De ce zic colțul ăla de acolo? Pentru că, după calculele mele, așa matematice, când am văzut norișorii ăștia, am zis că, bă, nu au cum să, adică, ei, ei, nu e așa mare spațiu și suprafața. Așa că, din punctul meu de vedere, toți norișorii ăștia ar trebui să ocupe o zonă cam așa de mare. Acum, hai să vedem cum, cum o să arate, cum o să, cum o să, fie, cum e produsul. E efectiv un review, un unboxing for el. Și avem trei pași de urmat. Simpli, cred, sper. Avem așa, pasul numărul 1, să luăm bandă dubla de zibă, să o lipim de tavan, de lemnul ăla, da? lipim acolo banda asta, după care vine lumina RGB, adică chestia asta, da? cablul ăsta care nu se USB, da? și ăsta care o să vină lipit de banda dublă și după care, momentul mult așteptat, deschiderea norișorilor acestei ovată două vete. Deschiderea veții, veții, deschiderea veților, da, lipite de banda dublă și după aia momentul mult, mult, mult așteptat, băgat în priză, stingerea luminilor și să vedem cum s-aprind norii și ies frumos, vreau să vă lumini, albastre, galbene, roșii, ba, hai să trecem la treabă, hai. Bun, începem cu prima bandă dubla adezivă, nu mai stăm unde punem prima bucată de bandă, în spatele meu undeva, nu? Prima bandă, da? Uite-o, mamă, dar ce ieftină ui, și ce... Bă, miroase a super glue cu aracet, ia, miroase, simți? Da. Cum? Bun, hai să, să vedem unde o punem, o punem, nu știu, o punem aici, așa, o pun așa, Așa și să continu așa, aici, cum ar fi aici, de aici, o mergem cu ea până sus, luăm asta de aici, hop, și ea fi atentă. Băi, eu nu m-am uitat la tutoriale pe net să înțeleagă lumea că eu nu m-am uitat la tutoriale pe net cum se face treaba asta, sincer. Habar n-am, nu știu, poate vezi că poate trebuie pus două uh, chestii din astea. Bun, acum o punem, mergem așa și mergem în zigzag. Ar fi o idee. așa. Aia zic. După care asta vine pus aici. Perfect. Mamă. Ia uite. Așa. Și acum. Mai lipește mai tare. Da, exact. Dă-i acolo cu degetul. Perfect. Mai jos. Și acum. La nivel cu celălalt. Oh. Bă! Deci deja îmi imaginez cum arată. Fai de capul meu. Ce zici? O să fie fail? Da. Nu. nu. eu zic că să șanse 70% să arate blană rău, că de bani ăștia 30 și ceva de lei povată, vă dați seama. Și șanse de 30% să fie fail. Dar nu, nu cred că are cum să fie average, să fie așa de mediu sau ceva. Priviți! ce am făcut? Primul pas. Eu nu știu să ne oprim, mai punem bandă, nu mai punem, punem. Hai să încercăm să punem luminile, nu știu cum să... Hai să, hai să vedem să punem luminile, să vedem cum e. Deci planul ar fi ca asta, să o lipim de bandă și asta să vină în priză acolo jos. Pentru că locul e bine ales. Băi, ești nebun? Băi, ești nebun? Păi tu îți dai seama că mai umplem și aici. Și mai mergem și în sus atunci. Dacă cumva norișorii îi un real succes, tot, 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 tot de aici trebuie să umplem. Cât crezi că costă să umpli toată camera asta dacă doar o bucățică așa micuță aia de 2x2 2, ar fi 30 ceva de lei? Hai să începem să punem de aici. Ar trebui să punem aici banda și să începem de aici și să se termine acolo. Bun, revenim după ce punem bandă pe ăsta. Fii atent, tranziție. Vezi? Ia uite. Hop! Gata, a doua tură de bandă dubla adezivă îi pusă, ia bă ce, ce am făcut aici din aici bunul la cap, deci arată în ultimul hal, zici că e un, un chirpici, o, o mizerie efectiv, uite ce, ce, ce e asta, ce e chestia asta, adică pe bune, îi, nu știu, sper să merite la final, că așa arată, zici că e, nu știu, bun, hai, continuăm, continuăm, deci. norișorii ar trebui să se prindă de asta și de asta. Ok. Ok, aha. Asta a fost un fel de... Bine, las că vezi tu, mă. Că ți-am zis să punem banda aici. Deci, mergem. Cum ar veni? Așa. Ai, perfect. Gata. Ia uitați. Ce să mai... Frumos, rău de tot. Ia. Cum e? bandă dublă adezivă avem, pasul 1 l-am rezolvat. Pasul 2, am pus RGB-urile pe banda dublă adezivă și acum vine momentul crucial al videoului, Deschidem norișorii. Bă, ce curios îs. Cât îi de mare un astfel de norișor. Deci mor de curios să văd cum, cum arată, cât îi, ce îi. fi atent aici. O palmă, da? Eu dau predictul că ăsta aici îi cât o minge de basket. Cât o minge de Opa, ia cum s au umflat, bă. Băi, bine de tot, fii atent, deja s au umflat și... Bă, vezi că e buni! Măi ca lumea. Ești prost, am ajuns să mă mir la o vată. Gen, nu, nu, nu miroase, nu miroase. Bă, dar buni, sunt mari. Hai, hai să, bă, ce curios să văd cum... Și acum, practic, noi trebuie să acoperim te treaba asta, nu? Ia fi atent aici. Deci am crezut că e o bucată, sincer, dar aparent e nu. E vată, literalmente, pur și simplu. De unde începe? De jos, în sus, de sus, de începe de jos. Începe de colțul ăsta, că ăsta e cel mai important. Și practic nu luăm vată și norișori îs... Ăștia sunt norișori. Ăștia îs norișori de... Atâția bani comandați de Pătemu și nu le putem uni astea, Raul, că spre prea depărtate, bă! Nu, nu, de ce? Că n-ai vrut să ascult. Dar n-am știut. Bă, ce abia aștept să-l bag în priză. Dacă când bag în priză ăsta de aici, da? l-am băgat în priză și nu... Deci vreau să văd cum avion, rachetă, vreau pe aici, culori, vreau să văd. Bă, dar nu, deci oricum nori, cum ar veni nori, că când te uiți pe cer la nori, nu e un nor. Că e un nor aici, pauză, un norișor mai mic, iară pauză, iar un nor mai mare, iar nor. Și ăștia aici ar trebui să aibă sens, numai că lemnul n-ar fi fain să se vadă de aici. Că... Da, hai, 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 că, hai, că, mai punem nori și revenim. A? Facem progrese frumos acolo cu norișorii. Abia știe să-l bag în prizele de acolo. Hai să mergem să mai luăm și noi unul rapid, dacă tot am luat telefonul ca să... Ia, 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 stai stai stai, 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 să filmez asta. Ia uitați, uite ți numai cum se umplă. Ia, hop, ai văzut cum au crescut? Ia uite. Dă și mie. direi practic, ăsta ar veni gen așa. Ui! Bra, bârbă, ia. Hop. Stai, ia. Opa. Ia. Hop, pe mine, cer scuze la acest norișor. Am ce face, îl pun aici. Așa, frumos, bun. Ce-ai acolo, mă? Mersi frumos! Magic! Da, uite. Ia uite! ce frumos l-am lipit aici, mamă. Ia, uite, uite, cum, bă, cum arată! Stai că mă îndepărtez și eu un pic să-mi dau seama! Bă, ce... o mizerie! Deci dacă când îl bag în priză nu arată blane și s-aprinde și frumos, că mă uit așa la el, tu îți dai seama când vin sus și eu să mă joc așa frumos, să aprind becul și văd asta! Bă, ce e asta? Te rog frumos, nu știu! Până acum mi-e frică, de la 70-30 la 50-50, echipa sincer mi-e frică de ce, ce urmează să se întâmple, o singură chestie mă poate salva și anume băgatul în priză a benzii RGB -a astea și uh, să vedem dacă se schimbă ceva în, în situația asta. Ia încă o dată cum se vede când. Ia, op, oh, așa cum s-a umplut. Și asta frumos bată, mă. Hai să vedem că mai avem, mai avem puțin, 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 puțin. Și revenim cu finalul când îi dăm ultimele detalii, ultimele retușuri. Gata, am terminat Zira oricum arată de acolo, că eu nu văd, eu văd numai de jos în sus și de aici, de jos în sus, arată... Vezi că nu arată rău. Zi, cum? Îi las pe zic să Dar zi, mă, cum arată? Stai că mă dau un spate să văd și... Ha? Vezi că e bine, vezi că e bine, cu excepția... E acest... o fortună. Da, da, asta, asta ar trebui să dispară, nu? Sau cel puțin să o punem aici. Echipa, momentul mult, a, mult, așteptat. Deci tot ce trebuie să facem acum, Raul, îi să băgăm chestia aia în priză. Zi, e fail sau nu e fail? Eu zic că e bine. E, e așa? Așteptăm așa? Facem un fel următor. Stingem toate becurile o să se vadă, o să fie natural, tot nu mai dăm niciun cad de aici, A stingem toate becurile de aici, o să fie întuneric și vii cu mine, eventual un blize de telefon, să aduc telefonul, să ți ții un pic blitzul ca să se vadă un pic pe cameră ce e acolo, așa Da, no, bun. Hai să stingem becurile. Gata! dai blițul. Cum? Cum se vede pe filmare? Ia. Oh. Ia uite. Gata? Dei. Bă! Bă! E bine! E bine, rău de tot! Cei mai. Bă, cei mai, ce mai bine cheltuiți 350 de lei. Ia uite cum arată. Bă, deci dacă umplu toată camera asta cu acest colțișor, e, e bine rău. Și avem și o telecomandă ia fi atent, hai să vedem dacă merge telecomanda asta. Bă, ce fain arată, ești nebun la cap. Ia uite, frumos, am trecut papus. pe roșu, papus, acum mai nori, soare, în spate, alea. Ia uite, aș vrea să mă duc la răsărit. Direct, o răsărit, soarele, așa. Îți pe o câmpie. Nu, nu e pe o câmpie. Bă, ce bine arată. Ce bine arată. Deci mega mulțumit, jur, este chiar chiar foarte mulțumit, chiar mi se pare că arată, uh, că arată, bine de tot. Mai ales dacă acești norișori îs într-o cameră care e mai micuță și mai strânsă și, mai, și pus doar pe tavan, arată parcă, cred că arată mult mai bine. Având în vedere că tavanul e imens, e înalt, nu știu dacă se vede acum, dar e un tavan mai mare el așa. Și am pus doar în acest mic colțișor, practic aici 1 pe 1, 2 pe 2, e cam greu să ne dăm seama, dar oricum dacă îi să fac abstracții de tot și mă uit doar la colțișorul ăsta, arată bine de tot. Eu sunt mega mulțumit. M-am ținut de promisiune, o mie de like-uri la video trecut, așa că am pus și norișorii, e super ok. Și vă mulțumesc de vizionare și nu uitați aici să dați un subscribe și un like dacă vreți să mai facem, nu știu, videouri nebune de genul. Mersi frumos! Hai, pa! Nu, no, mă, s-a Păi ce ai păsat? Nu mai merg așa -i? On. Aia, mă. Trebuie să selectezi tu culorile, mă. Păi? Da, așa. Ai pus ăla când... Asta se tot schimbă, dar ai avut ăla când de, de au venit cu... Da, dar nu știu cu furtuna, ce. cu auto, pe alea. oricum, e, e, e frumos, adică... Ia! Opa! Diferite moduri. Păi știi ce, știi ce, mi i frică totuși la astea? Dacă îi dau foc.